eu sunt Andreea, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom vorbi despre My Fitness Journey, să zic așa, despre cum am slăbit, o să vă povestesc puțin despre cum am slăbit eu 30 de kilograme plus 30 și ceva, nu știu exact câte au fost pentru că am refuzat să mă cântăresc, am fost, nu în cap în cadru, să vă arăt cât am fost. Să începem cu începutul. Am făcut sport încă de când eram tătica, tatăl meu fiind sportiv profesionist și anume practica boxul. Fată fiind, m-a antrenat, să zic așa, foarte light. Am făcut un pic de box, am făcut niște ani de volei, au vrut să mă dea la gimnastică, pe la Oradea, pe nu știu unde, pe la vârsta de 6 ani, maică-mea n-a vrut, vai de mine, fetița mea prea mică. Țin minte și acum, eram prin clasa 3-a, 4-a, 5-a, făceam cu taică-meu în fiecare seară abdomene, mă punea să fac suta de abdomene, abia după aia ne puneam la somn. Când m-am mutat cu Victor la Galați, am început să frecventez o sală și să particip la orele de aerobic, de taebo, în fine, tot felul de antrenamente din astea de grup, kangu jumps, chestii de genul, și a început să-mi placă. Și mergeam tot mai des, tot mai des, de 2 ori pe săptămână, de 3 ori pe săptămână, de 4 ori pe săptămână. Și am zis că, bă, ce-ar fi să fac eu un curs de aerobic, dacă îmi place așa de mult, și să și profesez în treaba asta. Bună, Ela! Ela a venit în vizită. Apoi ne-am mutat la Ploiești, după ceva timp, unde am început să umblu la orele de spinning. Faci pa! Nu la tati, acolo, la cameră. Uite acolo. Faci pa! Pa! Pusi? Pa! Am dezvoltat o mini pasiune pentru orele de spinning. Am avut o profă foarte tare, Adina, te salut! Așa. Și atunci am zis că, bă, dacă chiar sunt așa de aproape de București, ar fi să fac și cursul de aerobic. Apoi am găsit pe cei de la Fitness Scandinavia, m-am înscris la curs, am făcut cursul. După ce mi-am luat diploma de instructor de aerobic, am și profesat un timp relativ scurt în Ploiești, apoi ne-am mutat în Turcia, unde am profesat și acolo vreo 2-3 luni și apoi am rămas însărcinată. După ce am rămas însărcinată, am mai predat o lună, două, să zic. Apoi m-am lenevit. Asta a fost. Am zis, m-am văzut gravidă. Eu nu mai fac nimica. Și mă informez și citesc și mă documentez și toate alea despre sarcină, despre ce înseamnă să fii însărcinată, despre ce înseamnă fiecare trimestru de sarcină, despre ce înseamnă nașterea naturală, despre ce înseamnă nașterea acasă, nașterea în apă, despre ce înseamnă să alăptezi, cum e, cu ce se mănâncă și așa mai departe. Am venit înapoi în România din Turcia în decembrie 2015. Da, eram însărcinată în 4 luni. 4 luni? Nu, în 3 luni. Octombrie, noiembrie, decembrie. În 3 luni, eram însărcinată în 3 luni. Am mers la un control. Am mers la un control la doctorul de familie, unde am fost, cred că prima oară când m-am cântărit. Aveam în plus vreo 4-5 kg, deci relativ puțin aș zice, deși în primele 3 luni foarte multe femei se confruntă cu greață, cu ceea ce și eu am pățit, adică mi-a fost greață vreo 2 săptămâni, nu puteam să mănânc nimic, nu puteam să fac nimic, mi-era rău, toată ziua stăteam în pat, în fine, dar am recuperat după aceea, adică apetitul meu, așa, aveam vreo 4-5 kg în plus, nimic fenomenal, un număr relativ mic aș zice. Apoi
Nu știu ce am pățit. Am explodat. Deci am explodat. Problema mea cea mai mare, de fapt, cred că a fost că mâncam dulciuri. Faptul că n-am mai făcut mișcare, adică nici măcar nu știu. Mă plimbam, dar nu știu, să alerg pe bandă, să fac niște, nu știu, genoflexiuni, nimic. Deci nu mai făceam absolut nimic. O să pun și poză cu mine, undeva pe aici, nu știu, o să văd. Ca să vedeți cum arătam, am niște poze de la starea civilă pe care am făcut-o cu 2 săptămâni înainte să nasc. Deci, nu. Aia am fost eu în iunie, sfârșitul iunie 2016. Deci așa arătam. Miss Piggy eram. Da, eu am fost. Cred că, de fapt, una din problemele pe care le-am întâmpinat în sarcină a fost și faptul că am reținut enorm de multă apă, adică eram la modul, aveam zile când beam și câte 4-5 litri de apă, foarte mult, deci foarte multe, aveam gleznele așa. După ce am născut, foarte mult nu am slăbit, adică sunt mămici care, nu știu, nasc și slăbesc 10 kg și pun 15 sau 12 toată sarcina și într-o lună la loc cum erau. Nu a fost cazul meu. Eu am născut-o pe Natasha. Natasha s-a născut destul de slăbuță, 2,8 kg, minus placenta, minus apa, să zic un 6-7 kg, puțin. Apoi, la vreo 2 luni după ce m-am obișnuit cu noua viață și mi-am revenit puțin din oboseală, am început să fac cardio. Am început ușor cu... ce? A, da, cu... am început să fac jogging în parc. Victor stătea cu Natasha, eu alergam un pic în parc. Am făcut treaba asta timp de vreo 2-3 săptămâni, după care a venit frigul și m-am mutat în sală. Și nu neapărat că a venit frigul, ci m-am mutat în sală ca să am acces și la diferite greutăți și să pot să fac și niște exerciții, să le combin. Asta se întâmpla în septembrie-octombrie 2016. Am băgat blană cardio la sală. Băgam bandă ca nebuna de 2-3-4 ori pe săptămână, cât îmi permitea timpul și oboseala. Alergam și câte, nu știu, 6-7-8 km pe bandă. Asta în ideea în care eu un an de zile am fost pe pauză, adică nu am făcut nimic. Am stat. Apoi, după ce alergam 6-7-8 km, îmi luam un stepper, îmi luam niște greutăți și făceam exerciții în stil HIIT. Le combinam, le făceam într-un mod alert ca să încerc totuși măcar să mențin masa musculară care o aveam înainte. Bine, oricum asta nu a fost posibil, adică după ce am slăbit 30 și ceva de kilograme, masa mea musculară era pa. Și în... ianuarie 2017 reușisem să slăbesc toate cele 35, să le zicem 35 de kilograme. Am început să merg cu fratele meu la sală și să încep să ridic greutăți. Nu știam exact cu ce se mănâncă, mă uitam la diferiți vloggeri de prin afară, de prin America, având în vedere că știam de dinainte cu ce se mănâncă, mai mult sau mai puțin sala, nu am întâmpinat foarte multe probleme, nu știu, gen de postură, nu știu, să mă doară spatele sau să fac întindere sau chestii de genul, nu. Mi-a fost relativ ușor și culmea, a început să-mi placă. Eu, care de asta am și făcut cursul de aerobic, eu nu pot să trag de fiare, eu mă plictisesc, ce e aia să faci? 70 de bucăți, nu știu câte seturi, tragi de fiare, nu. Și a început să-mi placă.
Dar a început să-mi placă mult, adică nu așa. Mă duceam cu super mare plăcere la sală, era timpul meu liber, era ora mea de deconectare, era ora mea de relaxare. Deci pentru mine nu a fost doar așa că, nu știu, mă duc la sală să mă tonifiez sau mă duc la sală să fac mușchi sau să arăt bine. Nu. A fost, m-a ajutat și foarte mult să mă deconectez, să fiu eu cu mine, să mă relaxez. Și am pus să urmăresc tot mai mulți YouTuberi, să văd ce exerciții fac, să încerc să le reproduc. Voiam foarte, foarte mult să îmi tonifiez, să-mi cresc musculatura picioarelor, să-mi cresc fundul, și să fac abdomen. Să ne înțelegem, eu, având în vedere că am slăbit atât de mult, am foarte multă piele, mă rog, aveam foarte multă piele care atârna. Mai am ceva piele pe la abdomen, dar o să se rezolve și aia cu timpul, adică nu fac probleme absolut deloc. În momentul de față mă axez, după cum ați putut vedea în celelalte vloguri, mă axez foarte mult pe fund, picioare și abdomen. Vlogul, adică programul de exerciții pentru abdomen, încă nu l-am filmat, doar pe cel de at-home workout, urmează și acela să-l filmez. Dar mă axez, deci vreau neapărat să-mi tonifiez abdomenul. Asta nu se poate face decât cu o alimentație foarte, foarte sănătoasă. Acum, în ceea ce privește alimentația, personal nu mănânc carne și încerc să evit cât de mult pot, gen, nu știu, 98% orice aliment care provine de la animale. Deci aș putea să zic, nu mă pot numi vegană pentru că nu sunt vegană. Însă duc o viață plant-based, să zic așa. Niciodată nu am fost genul de om care să-și numere caloriile sau niciodată nu mi-am numărat carbohidrații, nu mi-am numărat proteinele, nu mi-am numărat grăsimile, însă am grijă ca de fiecare dată când merg la sală, beau un shake de proteine vegane de la Puria, zisesem în unul din vlogurile trecute, nu mai țin aminte cum se numesc, sunt proteinele vegane de la Puria, mi le iau de pe obio.ro. Am grijă să mănânc în fiecare zi, la fiecare masă, cel puțin două mese, să am în farfurie proteine vegetale. Asta înseamnă fasole, înseamnă nout, înseamnă mazăre, înseamnă unde arahide, înseamnă tofu, înseamnă... Deci, variante sunt, eu nu am niciun fel de problemă și faptul că de când m-am apucat de ridica greutăți, în momentul în care am slăbit, ajunsesem înapoi la 53 de kilograme, și până acum, deci în... asta se întâmplă în ianuarie-februarie anul acesta, suntem în octombrie, până acum am reușit să pun pe mine 3 kg de masă musculară, ceea ce e foarte, foarte bine. Încă nu sunt, instructor cu acte în regulă, să zic așa, urmează să încep cursul de instructor de fitness weekendul acesta, adică sâmbătă va fi prima zi. Și sunt super, super, mega, extra încântată. Abia aștept să fac treaba asta. Așa, deci după cum spuneam, alimentația mea este una plant-based. Nu o să intru în detalii pentru că nu are rost. O să fac și diferite vloguri. Nu știu, gen what I eat in a day sau 3 idei de mic dejun sau 3 idei de lunch. O să mă mai gândesc și o să văd exact ce o să fac. Programul meu săptămânal de exerciții, în momentul de față, e în felul următor. Mă duc de 2-3 ori pe săptămână la sală, unde lucrez picioare și abdomen. Le combin. Într-unele zile fac doar picioare și fund pentru că mă întind la exerciții și efectiv nu mai am timp. You know, hashtag mom life.
Și de două ori pe săptămână fac acasă brațe și abdomen, le combin. Mi-am luat niște gantere din Decathlon, mi-am luat niște benzi elastice, mi-am luat mai multe chestii și fac acasă. Deci fac undeva la 4-5 antrenamente pe săptămână. Asta dacă nu sunt plecată sau Victor nu e în cantonament sau n-am cu cine să o las pe Natasha. De obicei, când e Victor în cantonament, fac mai multe antrenamente acasă. Când doarme, o pun la somn și eu mă duc în living și îmi fac antrenamentul liniștită. Pentru sănătate, pentru deconectare de viața de mămică. Toate mămicile au nevoie de... 3 luni de zile de pauză am nevoie. Deci toate mămicile au nevoie de o pauză, să se recreeze. Ok, eu nu zic neapărat să o faci prin sport, dar o poți face și prin sport. Normal, o faci prin ce îți place ție, nu zice nimeni nu. Dar fiindcă vorbim despre sport, pentru cele dintre voi, pentru acele dintre voi care nu aveți copii, cu atât mai bine. Ce vă oprește? Bine, ideea acestui vlog era să vă povestesc puțin despre mine, despre cum am început această călătorie în lumea sportului. Eu ce vreau să fac cu canalul ăsta de YouTube, să vă ajut pe multe dintre voi și pe mulți dintre voi, de ce nu, să vă dau idei de exerciții, vreau să vă ajut și pe partea de nutriție atât cât știu și cât m-am autoeducat, deci toată informația pe care voi o să o vedeți și o să o primiți din vlogurile mele și de pe canalul meu de YouTube este pură autoeducație în ceea ce privește nutriția, în ceea ce privește sportul până în momentul de față. Sâmbătă voi începe cursul de fitness și nu cred că se va mai pune problema. O să fiu instructor de fitness cu acte în regulă. Yeah! Ok, și astea fiind spuse, vă mulțumesc tare, tare mult că ați fost încă o dată alături de mine. Nu uitați să dați subscribe, like, dacă v-a plăcut videoul. Îmi doresc tare, tare mult să creștem împreună și la propriu și la figurat. Și sper să fiți alături de mine și de acum încolo. Vă mulțumesc tare mult! V-am pupat! Ne vedem în vlogul următor! Așa, nu știu unde am rămas, nu știu ce am zis, nu știu ce să mai zic. Deci, am filmat vlogul ăsta din 17.000 de încercări. 2016, nu? Suntem în 2017, nu?